Hai mai sus. Dar nu aprinde. Să iei telefonul ăsta un pic după aia. Eu, stinge ăla. Așa, merge. Tap-tapurile nu se văd, iar oameni mult. Aici, aici tu, încă. Un bel sigur. Da. Pune verde. Hai, sus. Mergem sus mai bine, direct. Eu. Aici nu e nimic. Toată chestia e sus. Eu. Aici nu e nimic. Toată chestia e sus. Hai. Sus. Mai jos, alții. Ce bate vântul? Nu bate, dar e vânt. Deja mi-a stins lumina. Eu am avut o lucru în stomac. Arată și tu cu deja așa. Poză vreau. Deci că sunt doar de șile de tren. Ce? Stai așa un pic să fac. Îmi stinge lumina. Păi abia ai încărcat-o. Știu. Păi așa, așa, încolo. Ține. Stai. Ia uite-te, oameni. Nu. Hai în sus. Ia ține un pic, că nu mai am baterie la asta.
Mulțumim, Cinuța. Da, abia le-am încărcat. A mea văd că e ok acum, da? Știu până când. S-a auzit ceva sus. Ați auzit și voi în căști? Și Andrei a auzit. Am auzit ceva. Și acolo cred că este sus la pod. Păi și unde? Podul e aici. Adică nu mai este, mai este porțiunea aia mică. Știu. Unde urs sus de tot. Aha. Ăla este... Da, s-a auzit un zgomot. Da, sus, aici, în zona asta. Știu că e. Și aici mai e loc. O luăm sus la pod, nu? Mulțumim, Ciuța. Acum trece un avion. Da, cred că de la avion s-a auzit. Să mă vedem. Ce?
ce e podul, dar unde te-ai dus? Aici. Să nu cazi. Ce e jos unde o să mergem? A, aici, în partea cealaltă, e de subsolul, nu? Da. Aici e jos unde... Am zis că s-a auzit. Hai, treci pe partea. Da, Carla. Ce? Te strigă pe tine, loc. S-auzi ceva sus aici. S-auzi? Da. Zis ușor cu camera, să ușor? Da. Am o mișcă prea repede camera? Mhm. Aici sus, da, sau o coborăm la unul? Aici, acolo. Acolo, acolo. Aici? Că nu e niciun jam. Vezi că lumea. Să vadă lumea cât de întuneric e. Vedeți? Ne îmbărtim un cerc și nu e nimic. Trebuie să facem mai puțină lumină, cred. Da. Și n-ai cum costă. Lumânăr? Da. Să punem camera asta atunci. Bună seara. Adică așa?
căsare așa foarte mare. Știu. Și eu simt același chestie. Da? Nu avem ce face. Suntem aici. Mânghiuțele le punem. Ia dă-te un pic afară. Foarte mare. Tu simți? Acum am plecat din locație. Vorbim cu entitatea de pe. Nu e ce. Pot să-l fac rece. Să vedem ce mai spune. Este vreun spirit aici acum cu noi? Ești aici? Dă-ne un semn, dacă ești aici. Îmi dă în spate rău. Așteaptă să-ți răspundă și pune-i pe următoarea aceeași întrebare, să-ți răspundă la o singură întrebare. După aia o fi cu următoarea. Este cineva aici cu noi? Dă-ne un semn dacă ești aici. Atinge mingiuțele din camera aia, din față. Este vreo entitate aici cu noi? Și nu bate vântul. Poate mai trebuie să apăși pe ceva. E vreo entitate aici cu noi acum? Mm-hmm.
Vrei să comunici cu noi? Yes, yes. Dă-ne un semn. A zis Emma. Dă-ne un semn dacă ești aici. Atinge mingiuțele alea de jos. Emma, ești aici cu noi? Ha? Emma, vrei să comunici cu noi? Dă-ne un semn dacă ești aici. Știi că nu te poate să spune mama. Te vede? Voi ați auzit ce am auzit eu? Te vede? Emma, ești aici cu noi? Nu ceva care o ține. Emma, dă-ne un semn dacă ești aici. Joacă-te cu mingiuțele care ți le-am lăsat aici, în față. Emma, poți să-mi spui ce vârstă ai? Sau dacă răspunde. Trei. Emma, mai spune-ne o dată ce vârstă ai. Dă-i stop. M-am auzit ceva. Stop. Ieși. De ce nu? Ce s-a întâmplat asta ceva aici? Eu? Da. În dreapta acolo. Aici, da. Emma, poți să-mi dai un semn dacă ești aici? Și tare a început vântul. Ia vino în zona asta aici. Care până acum nu se simțea. Da. Bună seara. Wow. Mamă, cum bate! Și nu bate mult afară. Bă, tu ești nebun. Dintr-o dată a început. Fii atent. Ce rece se simte. Emma, dacă ești aici, dă-ne un semn. Atinge mingiuțele din camera aia.
Emma, te așteptăm. Hai, dă-ne un semn, Emma. Eu, du-te în camera aia și ceri să atingă mingile. Emma, dacă ești aici, atinge mingiuțele. Sau orice spirit care este aici. Vrem să ne dai un semn, Emma, sau orice alt spirit. Ce-a fost asta? Iisus. Ceva merge. Ceva merge. În jos. Ce? Ați auzit și voi? Da, mă, pași, ca și cum alergam. Emma, nu-ți facem nimic, doar vrem să comunicăm cu tine. Bebe, prea multă energie în spatele meu. Deja simt durere. Am apăsare aici, de când am aici. Durere? În spate. Orice spirit care este aici, dă-ne un semn. Este aici cu noi. Am să vin eu. Să vin eu. Aici scăpțile astea. Ce spirit care este aici, poți să ne dai un semn? Eu mai mă uit în camera aia să văd dacă se aprinde ceva. O să ne dea. Vezi că acum lumea face lumânare așa? Da. Stă pe loc. Dar aici... Acum nu se mai simte așa. Dar e frig, foarte frig. Am ceva, dar nu știu ce e. Ia, fugi! Ia stinge-la.
Iubii, stinge. Se vede. Hai. Înapoi. Emma, ești aici? Emma? Mulțumim, mulțumim, finule. Nu vrei să atingi mingiuțele astea? Orice spirit care este aici să atingă mingiuțele astea din fața noi. Acum. Dă-ne un semn. Nu am și un MF. Ai înghețat? Nu. Ia ține tu ăsta să pun eu perdeaua. Câte buzunare am, nu știu unde le pun. Eu zic cel mai bine să vă las în camera asta un pic. Știu. Magnet fishing. O să facem rost într-o bună zi. Înțeleg unde am pus perdeaua. Nu spune că nu l-am luat. Unde l-am uitat? Lăsăm așa deocamdată, mai caut. Mergem în altă cameră noi. Stați aici.
Dacă observați ceva, faceți poze, da? Dacă trece ceva.
Nu spune că a murit aparatul celălalt. Era plin ăla. Era plin, plin. S-a închis, ești nebun? Deci, nici bateria asta n-a ținut. Și încă o baterie de asta ți-a mâncat. Atât de multe energii. Acolo, pe peretele ăla, apărea ceva, dispărea. Nu știu dacă... Hai să mergem mai etajul celălalt. Este și Emma, ai văzut că și-a spus numele. Doar că mi s-a părut că ceva o ținea. Da. Adică mai este ceva malefic cu ea. Da. Hai să mergem jos. Am luat tot, am luat. Hai să mergem. Ce? Înțeagă și o, nu știu, am simțit ceva, dar nu pot să-mi explic ce. Pierdere? Da. De memorie? Ceva gen, pe moment. Cum l-a atacat pe Andrei. La Andrei a fost mai mult. Și acum m-a luat o durere de cap. Și acum a trecut ceva în partea asta. Hai jos. Poți să mergi? Moment și când eram eu. Poți să mergi, iubire? Da. Ușor. Ia-o pe dreapta, înspre perete. Ești ok? Da. Mă dat cu ceva în cap. N-a vrut să ne răspundă, hai să mergem mai jos. Iubire, merge! Merge, că nu poți să stai aici. Și s-a auzit jos. Iubire, tu nu ești bine. Sunt slăbită rău. S-a mai și picioarele. N-are treabă. E rece la picioare. Da, Apolonia. Doare capul? Deci focalizarea se duce. Lanterna, nu poți să-ți mai jos. De ce te ai sus? Doamne, ce are? Puiu, ce ai? Nu ești tu. Pierdută, mai rău. Ok. Bebe. Nu
Vrei să ieșim mai bine? Nu. Nu, hai să ieșim un pic. Iubire, eu nu te văd bine. Da, și-a schimbat privirea. O energie foarte puternică. Ce? Am simțit o energie foarte puternică. A băut, Andrei, a băut. S-a auzit ceva aici. Strimulă picioarele? Da. E atac la picior. Vino aici. Stai aici un pic. Jos. Stai un pic acolo. Stinge lumina aia. Păi eu. Stare de... și cum am văzut în depresie. Depresie? Da. Să mai dau, să mai bei ceva? Pentru un moment. Deci mi s-a luat așa, nu pot să explic, nu știu să explic. E rece la picioare, zice? Nu, rece nu, doar că nu pot să mă țin așa pe ele, zici că m-a luat un tremurat așa inexplicabil. Nu? Dar un tremur în corp. Ieșiți afară puțin. Hai. Dar tu nu ești bine deloc. Eu nu te-am văzut așa de mult. Nici eu n-am simțit. Ce-am simțit acum? Dar de când am venit aici, când am venit aici și nu știu dacă am mai observat și în mașină, tot m-am uitat spre... Ieșim afară din clădire. Și de când am intrat, nu era porumbil, că ți-am zis că s-a auzit ceva și ai zis că e porumbil. Nu era. Și nu trebuie să fie asta. Este lună plină. Pe mine mă atrage ceva încolo. Adică, la ce te referi, Apolonia? Sau Marco, nu știu cu ce nume. Care din voi? Tu, aici tremur mult. Tremur? Da. Nu mi-e frică, nu bine. Bebe, îți aduce aminte? Îți aduce aminte? Ce? Cum am pățit eu la cimitir? Că tremuram? Da. Da, Marco. Avea nevoie de energie. Da, avea nevoie de energie și ți-a luat-o de la tine. Băi, nu te văd bine, deloc. Nu, da, mai vin. Ce e ăla? Verdele ăla. Vezi? O fi altă dimensiune. Exact, am fost pentru că eu nu mi-aduc... Nu-ți mai aduci aminte? Ca și cum nici n-am fost acolo. Păi, dar unde te duceai? Unde te duceai?
Într-un moment mi-am pierdut memoria. Memoria. Stăm un pic afară. Știi cum mi s-a întâmplat acum, dar acum a fost mai rău. Cum m-a băgat la cimitir atunci. Da, m-a bage și da. M-a împiedicat demonul ăla. Știu. A vrut să mă bage în portalul ăla și nu m-a lăsat. Mergem în Beci. Da. Iar și acolo este ceva. Mergem în Beci după asta. Să ne revenim un pic. Deci locul ăsta are foarte multă energie. Dar vezi, de câte ori venim singuri, sunt manifestări. Da, sunt manifestări mai mari. Dacă cineva nu prea... Aici, la geamul ăsta, am văzut ceva. Oameni buni, obiectivul. Vedeți prin câte trecem? Dar conacul ăsta are ceva, când te uiți la el, are ceva care te atrage să vii aici. Ca și cum te cheamă. Știu. Haideți, oameni buni, dăm și noi. Ai expirat? Ia-ți-ne. Punem din nou. Am uitat, vedeți? Am pus. Haideți, oameni, haideți. Pentru tot binele ăsta, de aici. Băi, ești mai ok? Da. Mulțumim, Gheorghiță. M-am mai încărcat. Te-ai mai încărcat? Oameni buni, haideți cu obiectivul și tap-tap. N-am ajuns nici la 100.000. Ați văzut prin ce a trecut Ebru, da? Cu toții. Mergem și în Beciul locației. Haideți, oameni buni, haideți să creștem. Aici, la geamul ăsta, am văzut ceva. La geam? Asta din mijloc. Și s-a retras aici. Asta. Foarte tare. Ia-ți ăla de acolo. Mergem jos. Oameni buni, haideți, ce facem? Mulțumim, Fina, mulțumim. Energie pozitivă ne-a dat Fina. Hai să mergem la locație.
mingi uite din geanta ta. Se aprind? Da, se ating. Las că le luăm jos, le punem. Bună seara, bună seara. Haideți să mergem jos. Iubi, nu aprinde nimic acum. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim tuturor. Hai. Vezi pe unde calci. Beciu. E ceva? Hai. Hai în beci. Spui și mie ceva, că tu nu erai atins. Ce? Ce? Unde te-ai atins aici? Hai. Ce? În față. Ai grijă, aici e un fier la intrare în beci. Deci aici au ars. De aici a început. Ia înainte. Aplicația. Și unde e telefonul? Era la tine. E vreo entitate aici cu acum cu noi? Cum te cheamă? Ne spui și nouă numele tău? Și am văzut ceva în spatele meu când a trecut încolo. Dacă da. Să vedem pe filmare. Nu știu dacă mai... N-avem semnal. E o... galben. Rândul trecut am avut semnal. Iubire, te atacă. Ia ieși. Hai. Hai în fața mea. Te rog că te atacă. Și eu n-am de... Iubi, hai de mergi. Ceva în spatele meu a trecut. Nu avem semnal. Pus, când s-a pus... Acum nu? Nu. Păi rândul trecut am avut semnal. Știu, ieși. Că este ceva aici, malefic. Vezi, ai grijă la fierul ăla. Pui. Rândul trecut am avut semnal.
În momentul când s-a pus drumul, mai era semnal și am rămas eu blocată, ceva în spatele meu a trecut, dacă ai să vezi pe o filmare, să uităm la filmare. Nu știu, Apolonia dacă a văzut, sau cine a mai văzut în... La noi Apolonia e Marco. Sau Marco. În spatele meu când a trecut. Deci nu trecut am avut... Deci nu am sub de energie. Și eu nu mai am energie. Mă crezi? La mine este eroare. S-a pierdut semnul acolo. Tu nu vezi unde sunt eu? Deci, arătul trecut nu s-a întâmplat cu asta. Voi vedeți ce arată la nevastă? Nici nu arată același timp? Voi vedeți? Vedeți, oameni buni? Mai intrăm un pic aici, nu? Nu. Hai, intră. Este ceva mare aici. Și este și fata aia. Ți-am zis că nu trecut, ți-am zis că cheamă Emma. Dar nu e lăsat să comunice. N-ai cum să vezi cu ochiul liber, Ioan Orzac. Trebuie să faci poze. Nu am nimic, dar doar cei care... Oamenii vor să vadă că am filme. Pe mine asta mă omoară. Nici noi nu vedem. Ai prins în poză? Bravo, Carla. E aia de care spuneam eu în spatele meu când s-a pierdut semnul. Ce mai fost? Foarte multă manifestare seara asta. Este un bărbat ebru, am înțeles. Bună seara, bună seara. Băi, pe mine mă atacă rău. Spatele. Rău, rău de tot. Unde vrei să intri? Păi... Am fost în deci. Am pierdut semnalul. Să văd că trebuie să nu am rămas cu semnal. N-aveam semnal. Mai să punem aplicație și aici. Cum te cheamă? Spune-ne și nou, Cum te cheamă? Zi-ne numele tău. A zis un tăte? Uită-te. Unde sunt numele? Dacă te arăți, ne uităm. Unde ești acum? Încercăm și programul celălalt. Simt că să zici că...
Cu ce sânge din nas simt? Sânge? Nu, așa simt. Așa simți, nu? Ca și cum îți curge sânge din nas. Sânge. E vreun spirit acum aici cu noi? Abandoned. Abandonat. Da, e abandonat. Vrei să te arăți? Locația asta este abandonat. Zine. Pădure răzbunător. Pădure răzbunătoare. Mirosul de fiernășică, zice. Da, ceva genul, cum ești la sânge. Pădure răzbunătoare. Unde este pădurea asta? E aici? Vrei să vorbești cu noi? Dă-ne un semn, dacă ești aici. Vrei să vorbești cu mine? Este aici, nu mă vreau să văd. Aplicația. E aici, aplicația. Vrei să ne spui cum te cheamă? Știm ce ești aici. Hai, vorbește cu noi. Mă. Ia, intru din nou aici să vedem dacă se ține cu mine. Mergi după Ebru? Vrei să iei legătura cu Ebru? Uite, am să spun aici niște mingiuțe. Vreau să le atingi. Emma? 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 Emma, vorbește cu mine. Emma, vorbește cu noi. Vorbește cu noi. Emma, atinge mingiuțele alea de acolo. Emma, atinge mingiuțele. Hai.
Hai, Ema, atinge mingiuțele alea de pe jos. Să te vedem și noi. Iubi, ai grijă. Stai acolo. Ema, sunt patru mingiuțe jos. Atinge una din ele. Cere-i tu. Ema, vrei să vorbești cu mine? Hai, mă atinge mingiuțele alea de jos. Ema, vrei să plecăm? Ema, hai să vorbim. Ema, vrei să plecăm? Nu vreau. Ema, dacă nu atingi mingiuțele, noi plecăm. Eu am energie pe mine. Deci abia pot să mă țin. Spatele m-a rupt. Vezi ce scrie jos? Fără frică în spatele tău. Da. Nu vrea să se manifeste. Ema, dă-ne un semn. Ema. Hai, Ema, dă-ne un semn. Ebru, în dreapta ta, în sus. Este ceva rău aici. Haideți, oameni buni, tap-tap, share. Share, cât mai multă lume să afle. Dați follow. Obiectivul nu uităm. E vreun spirit aici acum cu noi să ne dea și nouă un semn? Du-te tu dincolo pe poarta aia de fier. Ema, dă-ne un semn.
Mi-a atins și mie mingiusele astea din fața mea? De cât treci pe lângă ei? O să ne dăm seama că ești aici. Ori trebuie să te las pe tine singur aici? Mm. Să rămâi aici un pic? Vorbește cu ea să aprindă mingiuțele, atâta vreau. Emma, dacă ești aici, aprinde mingiuțele, te rog. Nu vrea? Nu cred că vrea. Sunt multe spirite acolo care urmăresc din umbră. Știm, dar nu vrea să ne ajute să-i vedem. Uite-o! Uite! Uitați-vă! Nu mai ține pe el! Uitați-vă! N-a atins-o nimeni. N-a atins nimeni. Ați văzut unde e nevastă mea. Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, Emma! Ne mai atinge încă o dată? Ați văzut? Dar nu, tu erai departe. E al patrulea minge. Ema, mai atinde-te, rog frumos, odată, mingiuța. Ați văzut, oameni buni? Sau orice spirit care este aici. Ați văzut ultima minge de aici și nevastă mea era în partea cealaltă. Mulțumim pentru semn. Dar mai dorim încă o dată. Încă o minge. Treceți pe lângă, atâta vreau. Simona, de mai multe ori. Haide! Ce spirit care este aici să prindă o mingiuță? Orice spirit care este aici. Ebru este aici acum. Mingiuțele sunt aici. Sau un demon. Două și alte două aici. Demon, ce ești tu? Dă-ne un semn, încă o dată. Îți mulțumim. Știu, logic. Give a sign if you are here. Any demon or ghost. Demon sunt aici. Touch the balls. Spiritele de-aia nu vor să... From the floor. Or
orice energie, vă ordon să atingeți mingiuțele alea de jos. Acum. Lumina asta pe care o avem noi este altceva. E altceva lumina asta, Ioane. Este fix ceea ce trebuie. Ei nu văd lumina asta. Du-te mai în față acolo, ca să te vadă lumea pe cameră. Acum atingeți mingiuțele. Da, trece un avion. Atingeți mingiuțele, am spus, acum. Energiile joase care sunteți aici. Unul din voi. Vreau un semn. Ridică priviri. Aici, da, Laura. În spatele grătilor. Păi, ține camera. Oh, nu. Te va cer aici. Sunt doi, am înțeles. O să ne uităm după aia la poze. Acum vreau să atingeți mingiuțele de pe jos, să ne dați un semn că sunteți aici. Eu vei vedea cine lumina acolo. Stai. S-a văzut ceva negru. Ia ea lumina. Aici un colț. E pod aici? De la etajul 8. Aici. Vreau să-mi atingeți mingiuțele astea. Acum. Și așa mă dore. Mamă, ce atac am. Sunt doi care păzesc intrarea. Care intrare? Asta? Am fost. E pe partea cealaltă. Mingiuțele astea nu
Trebuie să o iei așa. Hai să luăm mingile. Stingele. Vrei să încercăm să mergem mai jos? Uh-huh. Dar stinge, nu știu, încercă cu lumina aia, nu știu, într-un fel. Să nu fim văzuți. Wow! Mamă, ce întuneric e aici! Oh. Ia uitați-vă acolo! Mulțumim, finule! Oameni buni, vreau și eu tap-tap, share și obiectivul ăsta de sus, nu uităm, da? Aveți acolo trei obiective. Ne ajutați pe noi să putem face mai multe live-uri de genul ăsta. E ceva acolo, eu? Putem merge? Să nu fie cineva care doarme. Vrei pe spate? Păi n-ai cum, unde să mergi? Dați distribuire. Da, se aude muzică pe aici, în sat. Poate tot din colo, nu? Da. Uite, vorbeam trecut la... Servitorii. Servitori, nu? Nu știu, vedem acum. Nu? E cu mar? Ce-i asta? Casă pentru ăștia. Wow! Mulțumim pentru abonare. Sobă acolo. Sobă? Wow. Wow, ce creepy se vede. Luna plină. Foarte mare conacul. Hai, vedem pe acolo.
Hmm?